Dacă ai rămas în pană de idei și nu știi ce să mai gătești, hai să-ți arăt cum în doar câteva minute poți să transformi ingrediente simple într-un prânz delicios am folosit 450 de grame de piept de curcan pe care l-am tăiat în cuburi micuțe. Dacă doriți, puteți să-l înlocuiți și cu pieptul de pui. Total opțional, dar dacă o să folosiți mâncarea, cu siguranță o să aibă o aromă mai bună. Am folosit roșii uscate în ulei, aproximativ 30 de grame pe care le-am tăiat în cubulețe. Într-o tigaie aflată pe foc mediu, am pus roșiile și o lingură din uleiul în care au stat. Dacă nu aveți, puteți să înlocuiți cu orice tip de ulei doriți. Am adăugat și curcanul, am amestecat și l-am lăsat să se rumenească frumos. Între timp m-am ocupat de ceapă, am folosit o ceapă roșie de mărime medie pe care am tăiat-o în fâșii subțiri. Am pus-o apoi peste curcanul rumenit, am amestecat și am lăsat la călit pentru aproximativ 4 minute. După ce s-a scurs timpul am adăugat și 150 de grame de boabe de porumb și am condimentat. Am folosit o jumătate de linguriță de piper, o jumătate de linguriță de sare și o linguriță de boia dulce. Am amestecat bine iar deasupra am răzuit 60 de grame de cedar. Am oprit focul, am pus capacul și am lăsat cedarul să se topească, timp în care am tocat o legătură mică de pătrunjel verde. Obișnuiesc să-l țin în frigider într-un pahar cu apă și acoperit cu o pungă. După 2-3 minute, cedarul s-a topit, am presărat deasupra și pătrunjelul verde, iar rezultatul final este acesta. Am obținut un prânz delicios cu ingrediente simple și gata în câteva minute. Sper că o să vă placă și că o să încercați și voi v-am pupat!